Polițiști de frontieră și lucrătorii vamali din Siret, respectiv Sighetul Marmației, au descoperit în urma controalelor, în poșeta unei tinere din Ucraina, un pistol cu aer comprimat din categoria armelor neletale, supuse autorizării, un rezervor cu aer comprimat și 284 de bucăți bile metalice. Tânăra a declarat că mergea la cumpărături în România, iar pistolul îi aparține, însă l-a uitat în geantă. Echipa operativă a stabilit faptul că pistolul respectiv intră în categoria armelor neletale supuse autorizării și este fabricat în Spania. Arma neletală, rezervorul cu aer comprimat și cele 284 de bile metalice au fost reținute de lucrătorii vamali, care le-au predat pe bază de proces verbal polițiștilor de frontieră, urmând să fie expertizate și ulterior depuse în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Arme și Muniții din cadrul IPJ Suceava. Având în vedere cele constatate, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.